Un minor a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină condusă de o polițistă. Accidentul s-a produs vineri, 7 iunie, în jurul orei 17:30 de minute, în localitatea Văsieni, raionul Ialoveni, dar informația a fost făcută publică abia luni. Băiatul, în vârstă de 12 ani, se deplasa cu bicicleta când a fost lovit de automobilul la volanul căruia se afla o femeie de 37 de ani, angajată a Inspectoratului de Poliție Ialoveni. Minorul a fost internat în secția ortopedie la Institutul Mamei și Copilului din capitală cu leziuni neînsemnate. Potrivit medicilor, starea lui este satisfăcătoare și ar urma să fie externat marți. Potrivit poliției, șoferița se deplasa regulamentar, iar testarea alcoolscopică a acesteia a arătat rezultat negativ la prezența alcoolului în aerul expirat. Ofițerul superior de presă al Inspectoratului de Poliție Ialoveni, Mariana Didenco, a mai menționat că polițista respectivă se află în concediu de îngrijire a copilului din anul 2019. Oamenii legii au inițiat un proces penal pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.